Bună dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Cariera artistică a Silei Turkoglu nu este în declin. Dimpotrivă, este în creștere. Nici măcar cu campania de calomnie pe care Nazmie, Oznur și producția Caramel au desfășurat-o împotriva ei, nu au reușit să-i facă rău. Spre deosebire de Halil Ibrahim Ceyhan, dacă ar fi fost scufundat cu acel sezon 3 din Emanet. Cu el, ei folosesc numele și imaginea Sila, astfel încât să se întoarcă să-l vadă. S-a mai arătat că fără Sila nu există Emanet pentru că nici Halil nu poate ridica ratingul. Sila, ești o actriță minunată și frumoasă. Sper să ai grijă de afacerea ta și să nu te întorci. Când se spune că oamenii din jurul tău, fiica mea, distrug oamenii de succes, iar tu ai succes în munca ta, ești numărul 1 în Turcia, viața mea. Amândoi sunt buni în ceea ce fac, nu cred că au nevoie unul de altul pentru a avea succes, dar e clar că succesul primelor două sezoane din Emanet s-a datorat excelentei chimie actoricească și actoricească a lui Halil și Sila, pentru că da, analizăm scenariile lui Naz nu sunt atât de bune, toate sunt pe aceeași linie. În The Promise Reyhan s-a căsătorit cu Emir pentru o promisiune, iar în Emanet Seher s-a căsătorit cu Aman de dragul lui Yusuf și ambele personaje Reyhan și Seher au fost victimele maltratării, umilinței, misoginiei și degradării, așa că scenariile lor sunt foarte asemănătoare, ceea ce a făcut ca acest serial să aibă succes a fost modul în care Halil și Sila și-au lucrat personajele împreună și au făcut publicul să se îndrăgostească de poveste, aici realizarea a fost ambele, dar asta nu înseamnă că dacă nu sunt împreună nu pot străluci separat. Se arată că Sila Turkoglu este o excelentă actriță dramatică la fel ca Halil. Subiectul vieții sale personale, dacă doar ei au adevărul, restul sunt speculații. De ce este căsătorit cu Oznur Kula? Nu se poate căsători cu alta, poate și are 3 până la 4 femei și poate avea copii cu toate, dar se căsătorie și numai cu un rui. Știu una aici că soțul ei mai are 2 femei și au copii din cele 3 femei. Si Halil Ibrahim este Savida Kleguer, este căsătorită cu Oznur Kula, si este cu Nanuka, si cu Marukuina, cu cealaltă care lucrează cu Oznur Kula sunt 4 în același timp. Mă bucur că Sila a plecat de la Emanet, ea nu trebuie să fie iubitul nimănui. Cine are multe femei, nu provine dintr-o familie conservatoare, provine dintr-o familie de mafioți. Sila Turkoglu și care provine dintr-o familie conservatoare, iar Onesta provine dintr-o familie respectabilă. Pentru mine sunt o adeptă, îi iubesc foarte mult ca protagoniști și mă simt. Îi cunosc, cred că ceea ce este unic la ei sunt minciuni pure și publicitate, dar e rândul lor să-mi dea cheltuielile pentru a merge la nunta lor. Binecuvântări, prieteni, adepți! Salutare tuturor! Aveți grijă de voi, mandri de Sila Halil Seriaman, sunteți unici. Este la fel de frumoasă precum mi place fata asta frumoasă, luptătoare, interfeira, curajoasă, curajoasă, meritati sufes, ta, tu si Halil, nu asculta. Succes amando y la revedere pupifi si don nul saba binecubantefe si protege a fate de tot Raúl. E frumosa incepcio arrazan, si hasta en facut fitin de sterile. Si la esta indeclin, dar candre o data, continua satevise fi petine quero iu vesti penazan cosi penanuca succesu leitear de si inferfiento ate felurile sa ele distruji, nu ei reusi pentru casi la reolume imensa de fania de barati quero iu vesc. Halil la decis sarramana colosi, oricat de multi l'admir, nu sunt de acord cu decizia lui si nu m-a uit la serialul, dar mi pare rau că avea un mare actor in declin rapid, pentru că asta se întâmplă si de US. Manevrele de ahí creste popularitatea nu vor ajunta la nimic dacă nu renunti la fei oamenii. Lasa el pe Sila sin pace, nu te mai apropia de ea. Sila este într-o alta clasa si se afla într-un alt moment al vieții ei, totuși continua sa asociație cu ese cul. Succes pentru Halil si viata pe care am urmat-o pe Sila si pe a noastră. Sila, nu a fost niciodată in declin. Sila este frumoasă, talentată, naturală, modestă, cu sufletul curat, este demna si stăpana pe ea, munfeste finstit, si la infloreste pe fife 13. Dacă of dura 3 perioade enervante Elena aia baba aia programula se la osar de roman la cunua casara ca aia este deja foarte bece sinifi macar nu este util pentru un model.
Nu a fost niciodată în declin, a fost întotdeauna o mare actriță. Se dovedește că a fost nedreptatită de fostul ei producător care a acuzat-o pe zile de lucruri pe care nu le-a făcut în încercarea de a-și pune capăt carierei, dar nu a funcționat, e acum străluceste în Kissel XRBT, într-o producție care o prețuiește și cu actorii talentati. Sila este acum strălucitoare și fericită, Sila a fost întotdeauna talentată. Nimeni nu evalua niciodată strălucirea, ba crește și mai mult ca actrița și va deveni fea mai mare actrița din Turcia. Nu a fost niciodată real a slujba ei, mai degrabă este în fel mai bun moment al ei și în creștere fiecare fiecare trece ne arată fea calitate de fată cu smerenie și onestitate ca de doare ca este în barful ca un nefel te protegează de invidiosi. Dragi prieteni care arată dragoste fată de Halil Ibrahim și Sila, Bagon transmite asta voua, dragi nostri fani, pe măsură ce primim vestii despre jucătorii nostri. Rămâneți pe fața pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vi ne afla, fi la curent cu noile videoclipuri și activa notificările. Fie sănătos! Pa!